Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Horoscopul 2024 anunță o perioadă de schimbare și oportunități. Anul acesta, este important pentru tine să fii răbdător și perseverent în a-ți atinge obiectivele. Sănătatea Capricornului Capricornul se va simți energic și încrezător încă din ianuarie 2024. Toate planetele personale vor trece prin prima ta casă, oferindu-ți putere, energie și activitate, îmbunătățindu-ți starea generală de sănătate. Ianuarie este un moment bun pentru a începe să faci exerciții fizice și să-ți faci ordine. Orice proceduri de înfrumusețare, modificări de imagine și aspect vor fi favorabile, începând cu luna mai. Se recomandă să vă luați îngrijirea sănătății cu seriozitate și responsabilitate. Începe o perioadă importantă pentru menținerea și îmbunătățirea bunăstării tale fizice și psihice. Prea multă activitate și stres la locul de muncă, supra-solicitarea și lipsa somnului pot duce la epuizare nervoasă și probleme de sănătate. În a doua jumătate a anului vei fi deosebit de activ în procesele tale de muncă. Dar dacă nu acorzi atenție sănătății, pot apărea probleme cu sistemul nervos și metabolismul. De asemenea, nervozitatea și anxietatea, problemele de vedere și durerile de cap pot crește în acest moment. Este important ca nativii Capricorn să învețe să-și gestioneze energia și să ia pauze pentru a se odihni și a se recupera. Horoscopul 2024 pentru Capricorn vă recomandă, de asemenea, să vă urmăriți dieta, să faceți exerciții fizice și să evitați obiceiurile proaste. Este recomandat să acordați atenție controalelor medicale regulate și să vă monitorizați sănătatea mentală. Începând din octombrie, anxietatea, neliniștea și bolile psihosomatice pot crește. În această perioadă, va fi util pentru Capricorn să acorde mai mult atenție sănătății mentale, să se angajeze în meditație, yoga, să viziteze un psiholog, cariera capricornului. Horoscopul carierei pentru 2024 promite un an de perspectivă în carieră, afaceri și muncă. Prima jumătate a anului 2024 va aduce capricornului mai multă energie creativă și inspirație, ceea ce va ajuta la dezvoltarea afacerilor și a carierei. Energiile perioadei te vor încuraja să fii mai experimental și mai deschis la idei noi, acesta este un moment bun pentru a urma proiecte creative. Perioada din ianuarie până în martie 2024 vă va spori încrederea, capacitatea de a comunica și de a vă conecta cu ceilalți, ceea ce vă va fi de ajutor pentru activitățile profesionale, aceasta este o perioadă favorabilă pentru prezentări. Negocieri de afaceri și prezentarea ideilor tale. Între mai și iulie, Capricornul se va simți mai încrezător și mai hotărât în ceea ce privește planurile de afaceri și obiectivele de carieră. Este posibil să deveniți mai energic și mai perseverent în urmărirea obiectivelor. Acesta va fi un moment pentru a vă îmbunătăți abilitățile de comunicare, ceea ce va fi important pentru Capricorn mai ales dacă lucrați în echipă sau interacționați cu clienții, este, de asemenea, un moment bun pentru a învăța, a-ți îmbunătăți abilitățile și a îmbunătăți metodele și strategiile din munca ta. A doua jumătate a anului este un moment în care te poți aștepta la schimbări majore în munca și dezvoltarea ta profesională. Această perioadă poate aduce un volum de muncă crescut, o schimbare a poziției sau o tranziție la un nou loc de muncă. Capricornii vor începe să se simtă mai încrezători și mai energici. Ei vor începe să-și asume sarcini și proiecte mai provocatoare și vor lua mai multă inițiativă și responsabilitate. Nativii Capricorn se pot aștepta la noi oportunități de creștere și dezvoltare profesională, li se poate oferi o poziție mai înaltă sau pot lua noi activități. În a doua jumătate a anului, în special între iulie și noiembrie, parteneriatele vor juca un rol important în activitățile voastre profesionale, acest timp va duce o activitate de afaceri sporită și o eficiență a muncii în echipă. Între august și septembrie, Capricornul poate avea o dorință crescută de a-și orizonturile și de a începe să învețe noi competențe, să învețe o limbă străină ceea ce va crește calificările și competitivitatea pe piața muncii. În acest moment puteți obține sprijin și ajutor de la colegi și superiori, banii și bunăstarea financiară. Pentru Capricorn, anul 2024 va fi în general favorabil în ceea ce privește perspectivele financiare, dar pot apărea unele dificultăți și evenimente neașteptate legate de chestiunile financiare. Februarie 2024 va încuraja Capricornul să caute noi oportunități de câștig, mai ales dacă lucrați în analiză, tehnologie sau inginerie. De asemenea, această perioadă ar putea aduce noi oportunități de investiții legate de noua tehnologie și inovație. Membrii Zodiei se pot aștepta, de asemenea, la salarii mai mari. Venituri mai mari din proiecte de afaceri și cadouri materiale și bonusuri valoroase în acest moment, în perioadele de Mercur retrograd, în aprilie, august și noiembrie-decembrie, sunt posibile întârzieri în tranzacțiile financiare și neînțelegeri cu parteneri și clienți. Este recomandabil să fii precaut și atent în toate chestiunile monetare, mai ales dacă intenționați să faceți orice tranzacție sau contract este mai bine să vă obțineți de la achiziții și investiții majore în aceste perioade. Iulie 2024 poate duce la idei noi și oportunități de câștig. Cu toate acestea, trebuie să fii vigilent și să fii atentă la riscuri. Nu conta pe profituri rapide și mari, deoarece succesul va veni treptat. Această perioadă poate aduce noi oportunități de a vă îmbunătăți situația financiară și de a investi pentru viitor problemele legate de necesitatea stingerii datorilor pot să deveni relevante. În a doua jumătate a anului, este indicat să vă îndreptați atenția către dobândirea de cunoștințe și abilități legate de finanțare și investiții. În acest moment, puteți face conexiuni cu parteneri, investitori sau consilieri financiari, ceea ce ar putea duce la oportunități suplimentare de creștere și prosperitate dragostea și relațiile. Anul 2024 poate aduce limitări în viața capricornului în ceea ce privește comunicarea cu cercul tău interior. S-ar putea să te simți oarecum deconectată de la cercul tău social obișnuit. Cu toate acestea, 2024 poate fi, de asemenea, o perioadă în care devine mai evident cine este lângă tine pe drumul vieții tale și care relații trebuie îmbunătățite. Perioada din martie până în iunie poate duce la creșterea pasiunilor și a dorințelor, precum și la un comportament mai agresiv în relații. Acest lucru poate duce la conflicte, așa că este important să fii atent în comunicarea cu partenerul tău. Acestea va fi un moment de comunicare activă cu membrii familiei și de rezolvarea problemelor domestice. Cu abordarea corectă, Puteți atinge un nou nivel de comunicare cu partenerul și vă puteți înțelege mai bine. Luna mai 2024 va fi o perioadă foarte favorabilă pentru relațiile amoroase. Sunt posibile noi cunoștințe și întâlniri romantice. Nativii Capricorn care se află deja într-o relație vor putea stabili o comunicare și o vor face mai armonioasă. Perioada din iunie până în iulie poate duce la schimbări în relații. În acest moment poate exista o consolidare a relațiilor existente sau apariție unora noi bazate pe un sentiment profund de securitate și încredere. Capricornul va simți o nevoie emoțională mai mare de intimitate și grijă. Va fi mai implicat în relațiile sale și va fi dispus să fie acolo pentru cei dragi. În această perioadă, Merită să petreceți mai multă timp acasă și în familie pentru a vă consolida legăturile și pentru a crea o atmosferă plăcută și confortabilă. Perioada din septembrie până în noiembrie va fi un moment important pentru dezvoltarea parteneriatelor de toate tipurile. Schimbările în familie sunt posibile. Capricornul va simți o dorință mai puternică pentru o relație și intimitate cu un partener. Acesta este un moment propice pentru orice activitate comună cu un partener. Horoscop 2024 pentru bărbatul Capricorn. În 2024, bărbatul Capricorn se va confrunta cu situații care îi vor cere să fie mai responsabil și mai autodisciplinat. Este posibil să simțiți că trebuie să lucrați la abilitățile de gestionare a timpului și de organizare pentru a vă atinge obiectivele este important să nu te descurajezi când te confrunți cu dificultăți, ci să încerci să le folosești ca oportunități de creștere și dezvoltare. În prima jumătate a anului, bărbatul Capricorn se va simți motivat să înceapă noi proiecte. Vei simți mai multă încredere în abilitățile tale și vei fi pregătit să le arăți lumii. Tranzitele planetare vor promova o abordare mai pozitivă și de afirmare a vieții, dar ar trebui să fii dispus să gestionezi riscurile și să rămâi în limite realiste. Această perioadă poate duce la asumarea mai multor riscuri și acțiuni extreme, în special în ceea ce privește plăcerea și divertismentul. Bărbatul Capricorn poate deveni mai predispus la investiții riscante, jocuri de noroc sau alte forme de divertisment care ar putea duce la pierderi de bani sau timp. Prin urmare, ar trebui să fii precaut și să ții cont de bunul simț. În a doua jumătate a anului, bărbatul Capricorn va simți o nevoie mai mare de stabilitate și securitate. Aceasta va fi o perioadă în care vei începe să atragi mai multe oportunități de a-ți îmbunătăți cariera, poate prin dobândirea de noi cunoștințe sau educație suplimentară. Activitatea generală va crește ceea ce va ajuta la extinderea cunoștințelor și a contactelor în domeniul profesional. În această perioadă, bărbatul capricorn ar trebui să fie precaut atunci când ia decizii legate de finanțe și să fie atentă la consecințele pe termen lung al acțiunilor sale. Horoscop 2024 pentru femeia capricorn Femeia Capricorn în 2024 se poate aștepta la schimbări semnificative în viața ei ar putea să găsești o nouă sursă de motivație și să devii mai încrezătoare în acțiunile și deciziile tale. Pregătește-te pentru noile oportunități care pot apărea în muncă, viața personală sau auto îmbunătățire. Anul 2024 ar putea fi o perioadă de schimbări semnificative pentru voi din punct de vedere profesional și din punct de vedere al carierei. În prima jumătate a anului, Femeia Capricorn poate simți o explozie de energie creativă și poate găsi noi hobby-uri, vei simți mai multă încredere în talentele și abilitățile tale, precum și vei căuta noi modalități de a le manifesta. Această perioadă ar putea aduce și o extindere a familiei și nașterea copiilor, a doua jumătate a anului ar putea aduce o creștere a veniturilor și îmbunătățirea condițiilor de muncă. Acesta este un moment bun pentru formarea avansată, învățarea de noi abilități care vă vor ajuta să obțineți un succes mai mare în carieră. A doua jumătate a anului este, de asemenea, un moment bun pentru a începe să faci mișcare sau să ai grijă de corpul tău. Acesta este un moment în care femeia Capricorn va arăta mai multă grijă față de cei dragi și va începe să facă mai mult pentru a consolida relațiile în familie. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!